învățare. Cu cea mai mare eficiență are loc atunci când procesul este atractiv, este plăcut și are un grad de stimulare. Da? Reușește să-l scoată pe copil puțin din zona de confort, să-l introducă într-o zonă de surprindere și de provocare. Ei, acum noi trebuie să le spunem copiilor noștri să nu acceptați niciun fel de favoruri sau intimități prin rețelele de socializare. Pentru că sunt persoane în spatele acelor calculatoare care se pricep extrem de bine la manipularea online. Copilul dumneavoastră nici măcar nu se va gândi să vă mai informeze, atât de mult îi va câștiga încrederea acea persoană sau acele persoane și vă treziți în fața faptului împlinit. Acum 3 ani, deja 78% dintre adolescenți, copii și adolescenți, intrau în fiecare zi pe internet. Și 90% dintre aceștia foloseau o rețea de socializare. Să gândim în perspectivă, cum putem să fim mai aproape de copii în așa fel încât ei să se simtă protejați, dar totodată și stimulați. Și așa cum spuneam cu toții, vrem măsură în tehnologie și echilibru în a folosi tehnologia. Practic, în momentul în care noi privim la televizor, intrăm în zona alfa, este o zonă de visare cu ochii deschiși, așa cum și vedem pe noi și pe copiii noștri. Activitatea electrică a creierului se modifică și, bineînțeles, funcțiile noastre cognitive sunt modificate.